E un gen câte o bucată de pită făcută de bunica pită. Făcea bună pită în tot tepșa așa mare, rotundă și înaltă. Tăiam o bucată de pită, uite așa trebuie să ții pita. Și tăiai cu cuțitocul, cu grijă. Și nu mai ne vedea că cu o roșie în mână, cu un soare în cealaltă și umblam după ei, știi? În fiecare duminică bunicii mei își luau cea mai frumoasă cămașă curată. Sâmbătă seara făceau băiță. Bunica se spăla pe cap. Bunicul se bărbire. Și în zi de sărbătoare erau, nici că erau alți oameni. Da. Întotdeauna mi-aduc aminte cu plăcere când era la bunica, era vară, bătrânii aveau tot timpul de lucru cu fânul, cu fuga încoace încolo, trebuiau rezolvate o grămadă de treburi. Iarna era altfel, sigur, că aveam și vacanțe de iarnă petrecute la bunici, dar vara era altfel. Dar vara era special. Țin minte că mereu după fân tata cu bunicul și avea tata așa strag gros după ce a fost de stroh din ăla, știi ce cură de pe fân. Am nu exagerat. Se băga? Nu exagerat. Așa mi se părea. Aveau cam un centimetru de stroh din ăla, ce după ceafă se băga sub robinet și se spălau când vinea, erau toți roșii caraci. Una dintre amintirile mele preferate culinare e faptul că meream în șpaiț, să zicea la bunica, eu ungeam câte o bucată de pită făcută de bunica pită. Făcea bună pită în tot tepșa așa mare, rotundă și înaltă. Câte tepșe făcea din alea? Că nu cred că îi ajungea una odată. Cred că făcea vreo 3-4 odată, că făcea de vreo 2 ori pe săptămână. Băga foi de varză de desubt, țăpa acolo aluatul și băga în cuptorul ei de făcut de la afară, cu sticlă pe dedesubt, cuptor de cărămidea, știi? Cu boltit așa rotund. Tăiam o bucată de pită, uite așa trebuie să ții chita. Și tăiai cu cuțitocul, cu grijă. Nu, de asta a venit afiliată de la magazin. Și meream în șpaiț, la muntură, puneam băptită, că ne era foame, n-aveau vreme de noi să ne dea mâncare la oră fixă, știi? Și numai ne vedea că cu o roșie în mână, cu un soare în cealaltă și umblam după ei, știi? Pe bunicii mei întotdeauna mi-amintesc că nu reușeam niciodată să-i prind când se trezeau. Adică, țin minte că ce eram copil și mă rugam de ei să mă trezești mâine să mă duc cu Diboli în ciurdă. Și zicea bunica, bine, bine, te trezesc. Când tătă Sara ne dădea o cană de lapte, noi beam lapte, vai, ce bun e! Și ne simțeam așa că să contribuim și noi, știi? Bunii, mâine mă trezești că vreau să mă duc cu Diboli în ciurdă. Bine, bine, zicea bunica. Ne puneam la somn, tăs pe la 10, jumate, 11, cum era la țară. Dimineața, la 5 și ceva, 6, ei se trezeau. Nu mai știu la cât pleca ciurda. Dar pe când era de trezit, că noi dormeam în aceeași cameră cu ei, în care era și bucătăria, așa, iarna, și pe când era de trezit, ți era groază, că era răcor în casă, să stinsese focul în sobă, și ți era groază. Și ne mai trezeam noi câteodată când vineau ei deja de la mulți, că ei se trezeau pe la 5 și ceva, mulgeau, și veneau cu laptele în casă, îl filtrau. Și după ce trimiseseră bivolii pe poartă, se băgau în casă înapoi. Făcuseră focul, dar încă era răcoare sub plapumă și eram, oh, ce m-aș duce, dar cred că o trimesc Diboli, nu mă mai trezesc, am o mâine. Și apoi de fiecare dată era la fel, nu? Nu chiar, că țin minte de câteva ori chiar m-am trezit. Și m-am luat rapid, m-am îmbrăcat, nu știu ce, mi-am luat cizmele, avea ceva cizmele alea de la o mătușă care mi-era mie bune ca copil.
tare mândru, eram nevoie mare că aveam eu cizme de gumă, știi? Că pe acolo, pe drumul Imașului, era China Mare, mm-hmm. unde mereau ciurda. Bunica era genul de femeie care era în cot la cot cu bunicul. Mm-hmm. Ți-mi minte că pe mine, bunica m-a învățat să cosesc. Că bunicul era, nu, hai că avem de coasă, nu stă după copchii aici, știi? Și bunica, ia mă, așa ni se dă, știi? După ce ne-a învățat pe noi, ne băga bunica înaintea ei și ea vine după noi, din urmă. Mm-hmm. Și apoi ne mai, dai mă, ce faci, no, nu știu ce, știi? Mm-hmm. Dar ea se ținea după bunicul. Și bunicul era, dă-i turbo. Așa că sărbătorile la noi erau mai simple, știi? În fiecare duminică bunicii mei își luau cea mai frumoasă cămașă curată. Sâmbătă seara făceau băiță. Bunica se spăla pe cap. Bunicul se bărbere. Și în zi de sărbătoare erau, nici că erau alți oameni. Da. Sărbătorile așa au fost la noi la țară. Noi așa am fost obișnuiți cu sărbători mai simple. Dar văd că acum sunt din ce în ce mai sofisticate. Oamenii au brazi din ce în ce mai mari, au decorațiuni din ce în ce mai luminoase și mai pompoase. Dar cred că cei mai mulți trec cu vederea adevărată a însemnătatea sărbătorilor. Ce părere ai? Adică, sigur, e frumos să ai o casă împodobită, deși noi încă nu ne împodobim casa pe din afară. Nu cred că dar suntem... ce, pe dinăuntru îl podobești? Păi, pe dinăuntru mai pui câte o decorațiune de sărbătoare, mai pui ceva de sezon, însă nu știu dacă suntem noi genul ăla de oameni care să... Bunicii tăi obișnuiau să împodobească ceva? Da, împodobeau ala cu sarmale, puneau trei frunze în plus de... Bun, țineau sărbătorile de iarnă, Crăciunul. Sărbătoreau Crăciunul. Da, bunicii mei fiind pentecostali, sărbătoreau într-un anume fel. Cred că făceau și brad ocazional, dar pentru ei colindele erau ceva special. Primeau colindători. Împodobeau casa? Pe exterior nu. Poate câteodată, acum mai recent, mai spre anii 2000, probabil aveau câte un brăduț nu din ăla luminat în geam. L-ai văzut tu? Nu mai amintesc concret, adică nu am rămas... Cred că s-a făcut și brad la noi câteodată. Părinții tăi făceau brad? Părinții mei nu au făcut brad niciodată. Niciodată, niciodată? Niciodată, niciodată. Știi ce? Cred că o mare parte din răspunsul ăsta îi... Chiar dacă nu ne convine să ne gândim așa, știi? Părinților mei nu cred că le place să gândească că nu fac brad din cauza că n-au bani de a cumpăra brad. Pentru că noi am fost 5 frați. Și nu că am fost sărași de n-am avut ce mânca. Am avut întotdeauna ce mânca. Am avut întotdeauna rechizite și îmbrăcăminte pentru școală. N-am fost genul ăla de săraci care să n-avem nimic. Însă eram genul ăla de oameni modești în care totul trebuia cântărit și chivernisit. Dacă taică-tu ar fi aici cu noi, știi că n-ar fi de acord cu tot ce vorbești. Dar la asta vreau să ajung. Cu siguranță părinții mei ar argumenta și din motive religioase, că faptul că bradul e un obicei oarecum păgân. Cine caută pe Google va afla că toate împodobelile astea și tradițiile asociate sărbătorilor de iarnă au fost preluate. Au fost preluate din alte culturi și sunt mai degrabă păgânisme. Păgânități. Lucruri străine de adevărata însemnătate a Crăciunului, că nici măcar Crăciunul nu e în perioada asta. Dacă mă gândesc la felul cum puneau problema bunicii mei, care erau pentecostali, ei spuneau așa. Bine, că după vreme au adoptat și ei termenul de Crăciun. Dar practic de Crăciun se sărbătorește nașterea Domnului. Da. Însă, în ultimii ani, în ultimii zeci de ani deja, România a fost atâta de avizi, de avari, de a îmbrătișa păi, tot ce vine din afară. Întreaga societate îi în același asentiment. Adică, cumpărarea, puterea de cumpărare, puterea de vindere, să vinzi, să cumperi, să faci bani, că despre asta e vorba. Și de aia, deși
am fost învățați să nu facem brad, să nu decorăm, să nu așa, că îs păgânisme și din motive religioase, că noi amândoi am crescut în același fel, acum, mari fiind, ne dăm seama că nu și-are sens. Chiar dacă noi am fost obișnuiți așa, din motive religioase, acum totul are alt sens, pentru că îți dai seama că totul este un business. Da. Crăciunul și tot ce înseamnă Crăciunul, că nu mai este vorba despre nașterea Domnului, despre Mântuitorul. Asta zic. Colindele, nu se mai cântă despre, la școală, văd la școală, la copii, ei nu mai cântă despre Mesia, s-a născut Mesia, avem un Mântuitor, știu eu, chestii. Crăciun. Cântă Moș despre Crăciun, brad și Moș mai Crăciun. Bun, brad frumos, luminos. Bun. Dar nu-i vorba despre dar asta. Hai să spun că o să fie unii care o să zică, bă, ce proști sunteți voi sau voi ce înapoiat sunteți. Însă, dacă voi sunteți credincioși, cât de cât, sau aveți o cunoștință, exact, un preot, sau aveți interesul să vă informați în online ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului, sau poți să ceri părerea directă, că dacă stai la țară poți să mergi acum la preotul tău din sat și să-l întrebi, părinte, ce înseamnă Crăciunul, dacă chiar te interesează. Și preotul ăla o să fie în asentimentul nostru. Dacă Crăciunul e sărbătoarea nașterii Domnului și o sărbătoare a comuniunii în familie, e o ocazie ca oamenii să petreacă împreună, aia ar trebui să sărbătorim. Însă oamenii în general, de la an la an, explodează toată sărbătoarea asta în afara proporțiilor, datorită, cum ziceai și tu, faptului că e cea mai mare afacere de peste an, exact, în care toată lumea oferă cadouri. Și la fel și într-o anumită măsură și Paștele. Da, Crăciunul și mai și. Da, Crăciunul îi. Bun. Să lăsăm toată treaba asta cu brad, colinzi și așa mai departe, deoparte. Noi nu le facem, pentru că nu am fost obișnuiți și mi se pare ciudat să încep acum să fac lucrurile astea. Nu sunt eu, nu mă reprezintă. Să fac un brad, nu mă reprezintă, în primul rând. Bradul ăla trebuie cumpărat. Și aici venim la ce ziceam de părinții mei. Da. Faptul că la momentul ăla, când ei aveau 5 copii, noi avem 2. Și încercăm să trăim cu venitul nostru modest, fericiți întregul an. Nu să tăiem un vârf de brad din pădure, să punem niște ciocolăți ca să le vadă copiii și de cele mai multe ori, trebuie să spunem și asta, oamenii fac bradul ca să-l vadă vecinul, să-l vadă comunitatea că tu ai cel mai frumos brad. Bravo! Eu nu-i disprețuiesc pe oamenii ăștia. Dar nu pot să fiu de acord cu ei. Și nu ne reprezintă pe noi. Exact. Pe noi, că nu ne deranjează. Faceți ce vreți. Împotopiți 6 brazi. Nu contează. Probabil prin stilul nostru de creștere. Probabil că prin creșterea noastră noi ne-am învățat să fim foarte simpli. Foarte bazați în ce suntem noi convinși și să nu cedăm în fața presiunii sociale, cum zice englezul peer pressure. Cum traduce asta în română? Da, presiunea socială. Presiunea comunității, da? Bun. Sigur, e înțeles că avem o democrație și fiecare poate să facă ce vrea. Poți să-l pui pe Zamolxes în vârful hornului dacă vrei. Doar că e foarte popular și toată lumea îl pune pe Moș Crăciun la cățat de o scară. Nu avem nimic împotrivă, e o fantezie, o joacă adulților, e o fantezie a copiilor, însă pentru noi avem alte priorități și fantezia noastră e alta. E viața întreagă, anul întreg.